Dragi colegi, astăzi suntem la cea de-a patra conferință online Diaspora Filologică. Am avut o foarte bună colaborare cu invitatele noastre de până acum, cu doamna Luminița Bușcăneanu, cu doamna Lina Tofan, cu doamna Eugenia Bojoga. Ne-am deplasat virtual la Geneva, la Leipzig, la Roma, a fost frumos, a fost bine, a fost interesant, am avut un dialog foarte eficient și foarte interesant cu invitatele noastre și am ascultat comunicări deosebit de dense, de ample, de nuanțate, de bine puse la punct din toate punctele de vedere. Am avut o adevărată plăcere să interacționăm cu aceste personalități ale culturii române, care, iată, ne duc faima și numele în lume. De data aceasta, invitata Institutului de Filologie este doamna Georgeta Cislaru, este doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar, este basarabeanca noastră născută în Soroca, satul Cureșnița, stabilit acum la Paris, și predă doamna Cislaru la Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Predă disciplinele lingvistică, semantică, lexicologie, analiza discursului, lingvistică textuală, enunțare. Și m-am uitat așa cu un ochi prin CV-ul academic al doamnei Cislaru, am înțeles că publicațiile dumnei sunt centrate pe procesul de textualizare, de formare a sensului, de istoricitate și dinamică a discursului, pe perspective semantice în procesul scrierii și, în general, studii contrastive, studii culturale. Cel mai multe studii mi s-a părut mie că sunt axate pe dinamica procesului de textualizare și doamna Cislaru este și autoarea unei cărți despre procesul de textualizare, Le proces de textualizațiune, o carte publicată în Cautrat în 2018. Când spun textualizare, mă gândesc la noțiunea de text și la teoria textului, la modul în care gramatica textului se aplică la opera literară, la hermeneutica literară din perspectiva teoriei textului și îmi vine în minte celebra carte a lui Marin Mincu, Părintele textualismului la noi, Ion Barbu, eseu despre textualizarea poetică, sau cartea lui Liviu Ciocărlie, Cu alb și negru. Mai multe o să ne spună doamna Georgeta Cislaru în conferința de astăzi. O salutăm cu drag și mulțumim pentru bunăvoința de a participa la conferințele noastre online. Suntem bucuroși și suntem onorați să vă avem aici, doamna Cislaru. Bună ziua și suntem foarte interesați de conferința dumneavoastră, de ceea ce urmează să ne spuneți. Pe sisteme de eye tracking, să vadă cum se mișcă privirea pe ecran, cum cel care scrie își analizează propriul text. Fiind scriitor, este și cititor în același timp. Deci am folosit, împreună cu alți colegi, astfel de softuri și am înregistrat date lingvistice și date comportamentale, pentru că în scris, ca și în discursul oral, avem cam 50-50. 50%, aproximativ, 50% din timp este dedicat pauzelor. De fapt, ne odihnim foarte mult și vorbim și scriind, nu ne dăm seama. Și 50% dedicat producerei de text, oral sau scris. Deci aici folosesc text într-un sens generic. Deci segmentele astea de text produse între două pauze, care pot fi mai mult sau mai puțin lungi, se numesc în engleză bursts. Am încercat să traduc în română, n-am prea reușit, dar mă mai gândesc cum aș putea să traduc în română. Am fixat pragul pauzelor la 2 secunde.
la 2 secunde, pentru că în psiholingvistică se consideră că acest prag corespunde unui salt cognitiv. Deci dacă ne oprim din scris 2 secunde sau mai mult, înseamnă că undeva în creierul nostru au loc niște procese cognitive de nivel înalt. Spre deosebire de pauzele mai scurte, când e vorba doar să găsim, știu eu, o literă, un accent pentru limbi ca franceza, un semn de punctuație și alte alea. Fixând și utilizând pragul ăsta de pauză, obținem serii, cum vedeți la ecran, pauză, segment de text, pauză, segment de text, pauză și așa mai departe. Segmentele de text pot să fie mai mult sau mai puțin lungi, mai mult sau mai puțin complexe. Ce ne interesează este conținutul lor, funcția lor și, în raport cu asta, amplasarea pauzelor. Adică, aducem, de fapt, noi problematici de segmentare. Dacă îmi amintesc eu bine ce m-au învățat profesorii mei la cursurile de lingvistică, orice studiu lingvistic este rezultatul unei segmentări. Deci nu putem să obținem obiecte lingvistice până nu segmentăm datele de vorbire orală sau scrisă în anumite unități care vor constitui obiectul nostru de studiu. Segmentarea, după cum știm, tradițional se face la nivel fonetic, la nivel morfologic, lexical, sintactic, pragmatic, discursiv, semantic. E mult mai complicat să segmentăm la nivel semantic și pragmatic, dar câte ceva se face și la nivelul ăsta. Ori ce obținem noi prin segmentarea asta comportamentală, deci care ține de proces și de pauze, sunt niște secvențe care nu corespund neapărat tipurilor de obiecte pe care avem obișnuința să le studiem. Vedem mai puțin de jumătate din segmentele astea, din secvențele astea, sunt saturate din punct de vedere morfosintactic. Aha. Și se pune întrebarea dacă aceste secvențe sunt pertinente din punct de vedere lingvistic, dacă ele ne permit să reconsiderăm oarecum ceea ce s-a făcut până acum în anumite domenii lingvistice. De fapt, cine a decretat că trebuie să considerăm, nu știu, grupul nominal, cum îl considerăm? Am decretat, dar ce justifică asta când de fapt vedem că atât în producția scrisă, cât și în producția orală, segmentările prin prozodie sau prin pauze de producție nu se situează acolo unde situăm noi frontierele segmentărilor tradiționale. Asta ridică o nouă problemă, care este cea a modelizării unei gramatici a textualizării. Deci, într-un fel, o gramatică a performanței. Deci nu o gramatică a lingvistului sau a gramaticii, sau ci o gramatică a scriptorului sau a scriitorului de rând, a vorbitorului de rând, cu care gramatică își face el job-ul acolo producând limbaj. Deci, asta ne conduce la două obiective de cercetare. Un obiectiv macro, deci general, care este studiul procesului de textualizare pentru a înțelege mai bine natura și complexitatea textului. Și acest studiu al procesului este bazat pe ceea ce putem numi o filosofie a procesului, care a fost propusă de Whitehead acum 100 de ani. Whitehead, care considera că nu putem să înțelegem obiectele din jurul nostru, fenomenele din jurul nostru, dacă nu ne privim din punct de vedere dinamic. Ca să înțelegem de unde vin și încotro merg. Deci cam asta e ideea.
Continui să fac studiu de text, așa cum o știm noi, textul produs, dar mă interesează filozofia procesului ca să înțeleg de unde vine textul ăla. Cum se face că reușim să obținem un obiect atât de complex care face sens? Cu ce unelte, de fapt? Că, după cum bine am văzut, nu produc text oamenii concatenând cuvinte sau grupuri sintactice. O fac cumva altfel. Un pic mai artizanal. Și al doilea obiectiv este studiul unităților de performanță scrisă, ceea ce am numit BERTS, termen care a fost propus de Chenoweth și Hayes în 2001 și care este un termen ce ține mai degrabă de dimensiunea interdisciplinară, psiholingvistică, comunicațională. Și aici se ridică o altă întrebare, cea a reducționismului sau contrareducționismului. Ce facem noi, de fapt, în știință? Ne-am învățat, cred, de mici, de la școală, că atunci când avem de-a face cu un obiect complex, îl segmentăm în obiecte mai simple. Deci, reducem complexitatea la simplitate și tratăm simplul pentru a înțelege complexul. E foarte bine și cred că continuăm să facem asta în multe domenii și altfel nu știm cum să facem, dar este oare suficient? Și de fapt nu prea cred. Pentru că, iarăși după cum am văzut, nu adiționăm pur și simplu elemente simple pentru a obține complex. E și o chestie de articulații și de ceea ce putem numi salturi semantice, cognitive, de tot genul, care ne conduce mai degrabă spre teoriile recente a sistemelor complexe sau cel puțin spre noțiunea de simplexitate, adică simplu și complex în același timp. Textul fiind un obiect complex, cred că nu este suficient să vedem procesul de textualizare ca fabricarea unui puzzle, ci trebuie să vedem și elemente de reticularitate, adică de revenire, de reconstruire, de ceea ce vedem de fapt în procesul de reformulare, când vorbim sau când scriem un text, formulare sau corectivă sau explicativă. Și trebuie să mai vedem și faptul transformăm, de fapt, obiectele simple în obiecte complexe, pentru că globalul ține localul. Adică putem vorbi despre o codeterminare a micro și a macro structurilor. Și opoziția asta global versus local a fost teorizată de Eugeniu Coșeriu, după principiul, și a fost preluată de mulți autori care au lucrat pe text, după principiul că proiectul globalului, deci a unității complexe, a textului ca unitate complexă, determină alegerile locale. Și reformularea ilustrează acest fenomen. Am tradus în română cum am putut foarte aproape de text. Les bienfaits de la solitude, care devine les bienfaits de l'éloignement, adică binefacerea sau partea pozitivă a singurătății sau aspectele pozitive ale singurătății, care devine aspectele pozitive ale îndepărtării. Trebuie să explic contextul. Ce am înregistrat, de fapt? Am înregistrat tot felul de texte. Am înregistrat micromemorii, mini-memorii a studenților mei, sărmanii, cobai, dar s-au prestat foarte bine jocului și asta ne ajută să înțelegem cum student își scrie mini-memoriul academic și care sunt dificultățile. Am putea să revenim la nivelul discuției asupra acestor dimensiuni. Am înregistrat în domeniul juridic,
în instituțiile sociale, unde este vorba de copii plasați, adică de copii cu risc și care sunt luați de instituție plasați în, sau în familii sau în cămine instituționale, lucrătorii sociali produc rapoarte de evaluare a situației. Și ceea ce aveți la ecran este extras dintr-un raport din ăsta și nu e vorba despre o corectare, o reformulare care intervine pe parcurs, în sensul după ce a recitit. Nu, este o reformulare care intervine în cutia neagră a procesului. Adică nu se vede pe nicio versiune, pe niciun manuscris. Se vede doar atunci când înregistrăm procesul și vedem că redactorul a făcut o operație de reformulare, a realizat-o imediat în dinamica procesului. Deci scriind, își dă seama că nu merge singurătate în cadrul ăsta, în cadrul în care se situează el. Cadrul profesional, cadrul genului discursiv și, de fapt, ar merge altceva. Îndepărtare poate nu e cel mai potrivit, dar cel puțin îndepărtează riscul interpretărilor greșite, pentru că scopul instituției nu este de a plasa copilul în singurătate. Scopul instituției este de a-l ajuta. Deci toată dimensiunea asta globală care determină, după definițiile lui Bakhtin și altora, a genului discursiv ca un obiect social, ca un factor social care se înscrie într-o activitate socială, face că redactorul este foarte treaz la constrângerile globalului și lucrează la nivel local în dinamica scrisului. Deci asta ne permite să vedem cum se manifestă normele, constrângerile în această dinamică. Ne permite să vedem, bine, am dat doar un exemplu, dar analizând mai multe exemple, ne permite să înțelegem ce vine spontan și ce vine mai puțin spontan în procesul de textualizare. Și, de fapt, cred că înțelegem foarte multe lucruri despre cadrul cultural, cadrul social în care se situează vorbitorii și redactorii unei limbi, despre imaginea pe care o au ei de normele lingvistice și discursive și de pe imaginea pe care o au de, în ceea ce privește textul perfect, pentru că asta e scopul. Să producă un text perfect. Ca să înțelegem mai bine toate astea, am înregistrat și texte produse de elevi care sunt mai puțin echipați, mai puțin experimentați și deci lasă să se vadă mai multe probleme. Și am înregistrat și traduceri din engleză spre franceză, dar potențial orice limbă poate fi înregistrată în dinamica scrisului, ca să vedem cum, la nivel structural, al modelelor structurale a unui sistem lingvistic, încep să interfereze modele de textualitate și viceversa. Deci toate aceste aspecte au deschis foarte repede piste interdisciplinare și lucrez de anul trecut și într-un proiect pe care îl coordonez, un proiect al Agenției Naționale a Cercetării, pe care l-am numit ProText. Este și ideea de prototext, este și ideea de proces de textualizare, care reunește lingviști, psiholingviști și informaticieni.
Ce fac informaticienii în toată istoria asta? Bine, psiholingviștii am înțeles, încearcă să ne ajute să interpretăm dimensiunea comportamentală și temporală. Informaticienii încearcă să modelizeze dinamica procesului. Rezultat pe care sperăm să-l obținem într-un viitor apropiat. Vă mulțumesc pentru atenție și cred că las timp pentru discuție și pentru clarificări. Vă mulțumim și noi, doamna Cislaru. Foarte interesant comunicarea dumneavoastră, deschide mai multe filtre de interpretare, de abordare, mai multe perspective de abordare și de asocieri. Mă interesa în special lingvistica, psiholingvistica, impactul psiholingvisticii în procesul acesta de construcție a textului, a discursului. M-ați intrigat. Dacă nu s-a auzit pe alocuri, dacă au fost nici sincope, vreau să anunț toți colegii că am rugat pe fiecare invitată parte să ne permită să publicăm conferințele. Vom solicita cu invitațiilor, de la invitații noștri textele să le publicăm în revistele noastre și vom putea vedea cu toții textul integral și atunci poate întrebările vor fi mai relevante, mai la obiect. Voiam să vă întreb de proiectele noastre științifice, doamna Cislaru. Știu că coordonați în cadrul universității mai multe proiecte științifice. Mă interesa în special construcția lingvistică de la diferență diversité et egalité. Dacă ați putea să ne spuneți câteva cuvinte despre acest proiect. Este un proiect care a fost pus pe roate la inițiativa unor colegi de la Universitatea de Campinas din Brazilia, cu care colaborez de mai mulți ani. Și se înscrie într-o dimensiune pur discursivă, după așa numită analize de discurs franceze, dar într-o lectură mai degrabă braziliană, pentru că, ca să fac un mic istoric, poate, când vorbesc despre analiza discursului în stil francez, se face referință la lucrările lui Michel Pécheux, Michel Foucault, deci o analiză a discursului care este în același timp implicată ideologic, chiar dacă au evoluat lucrurile de atunci, și care în același timp vrea să fie foarte atentă la toate manifestările lingvistice, adică interpretarea, care, chiar dacă este conotată ideologic, se sprijină pe studiul formelor lingvistice, care pot fi, nu știu, exemplu poate cel mai pertinent, cum numim lucrurile, în dependență de numele pe care le alegem, de substantivele pe care le folosim, putem să avem diferite poziții discursive care vor fi în mare analizate de către lingviști. Iată, acest demers este retratat într-o oarecare măsură de unele școli de analiză de discurs din Brazilia, pentru că fiecare are lectura lui cât privește teoriile, și
proiectul se înscrie în perspectiva demersul de acest tip. În Brazilia este foarte importantă problema și foarte sensibilă social problema locuitorilor din bidonville, din favelas și statutul lor sociodiscursiv. Deci colegii din Brazilia colectează corpusuri, corpusuri care pot să meargă foarte departe și să conțină chiar, și asta e aspectul novator al reinterpretării analizei de discurs în Brazilia, care pot să conțină inclusiv și imagini, deci este o analiză de discurs semiotică, de fapt, și sunt foarte interesați de tot ce este imaginar urban. Pornind de la aceste date și mergând și mai departe dacă este necesar, se încearcă să se întreagă cum se construiește un discurs de egalitate-inegalitate și cum de fapt acest discurs contribuie la segmentarea sau restructurarea societății. Nu știu dacă am răspuns. Foarte interesant. Foarte interesant. Văd că aveți mai multe proiecte cu tineri, cu jeunes chercheurs. Ce înseamnă écriture? Lucrați cu studenții, investigații, procesul de alcătuirea textului, de producerea discursului, de știu, implicare emoțională, este factorul ăsta psiholingvistic, emoțional, mi se pare extraordinar de investigat. Mai cu seama acum, când sunt atâtea modalități de producere a textului, inclusiv cele care țin de tehnologiile moderne. Deci, jeune chercheur are două sensuri în ce ați văzut pe CV-ul meu. Este și faptul că am fost sau mai sunt, nu mai știu, și eu jeune chercheuse. Și faptul că, da, într-adevăr, lucrez cu studenți, am și studenți în master, în teză. Și am înregistrat texte produse de ei, adică ei și ei au înregistrat la rândul lor procesul de textualizare. E foarte greu să stăpânim dimensiunea emoțională. Deci eu colaborez cu psiholingviști și colegul psiholingvist cu care de fapt am co-semnat cartea Procesul de textualizare face studii de laborator ca să evalueze impactul emoțiilor asupra calității textului. Calitatea textului atât la nivel formal cât și la nivel de conținut, de bogăție, complexitate a textului. E foarte greu, pentru că e foarte greu să controlăm emoțiile. Și e cu atât mai bine, cred. Deci nu putem, de fapt, să izolăm toate emoțiile și să zicem, în momentul ăsta, cu tărică trăiește emoția X sau Y. Putem să vorbim despre emoție dominantă. Și cum face colegul meu ca să încerce să stăpânească datele? Deja se petrece totul doar în laborator și se bazează pe opoziția emoții pozitive, emoții negative. Deja e mult mai simplu. Pentru că chiar dacă astea se mai combină uneori între ele, se întâmplă mai rar să fie combinate între pozitiv și negativ. Și pe de altă parte, asta permite să avem un spațiu mai larg de reflecție. Ce a observat el? A observat că textele produse pe un fond de tristețe sunt mult mai elaborate decât textele produse pe un fond de bucurie.
Care ar fi explicația? Putem să pornim de la o butadă franceză, les gens heureux n'ont pas d'histoire, adică oamenii fericiți nu au istorie. E adevărat că nu știu dacă poeții sunt fericiți, dar de obicei poezia este scrisă, este trăită în momente, să zicem, mai puțin fericite. Așa este, da. Și asta ar fi o explicație, că de fapt unele emoții sunt textogene și alte emoții nu sunt textogene sau sunt mai puțin textogene. Și e foarte bine pentru că putem să facem anumite conexiuni cu studii precum cele duse de Bernard Rimé în Belgia. Bernard Rimé, care se studiază mai mult pe terenul cognitivismului social, psihologiei sociale, care a studiat mai multe emoții din perspectiva producerii discursurilor oral de asta dată. Ce a făcut el? Spre exemplu, a înregistrat locuitorii Californiei după cutremurul din California care a avut prin anii 1980, cred. A înregistrat locuitorii din diferite regiuni unde au avut catastrofe naturale sau de alt gen. Și a înregistrat și alte, și în contextul altor evenimente. Și a dat seama că, într-adevăr, când e vorba de frică sau de tristețe, oamenii împart emoțiile. Deci partajează emoțiile producând discurs. Și de obicei produc discurs care, în același timp, poate să genereze aceeași emoție, deci emoția de la care a pornit, dar și poate să încerce să conturneze această emoție, să o trateze într-o oarecare măsură. Deci asta ne conduce departe și la discursul psihanalitic. Și în alte condiții a observat ceea ce poate să pare evident après coup. Dar oricum este interesant pentru că a fost studiat, a observat că atunci când este vorba de sentimente ca rușinea, nu prea se discută mult. Cel puțin în societățile occidentale. Lucrurile stau un pic diferit în societățile asiatice și în special în Japonia, unde a fi rușine cuiva, și în special unei femei, și aici se poate discuta mult, e oarecum valorizat. Pentru că asta face parte dintr-un anumit grup de valori și un anumit imaginar despre cum trebuie să fim. Dar e vorba de o societate foarte ierarhizată încă și de o limbă care încă este foarte ierarhizată și care marchează asta la nivel de pronume, de adrese, de expresie a emoțiilor, etc. Doamna Cislaru, colegul dumneavoastră ar avea multe de spus despre emoțiile mele de acum. Plăcerea de a comunica cu dumneavoastră, de a fi împreună cu colegii aici, e dublată de frica că oricând se poate întâmpla să dispară internetul, să nu ne mai auzim, să nu ne mai vedem. E totuși un domeniu pe care încă nu-l stăpânesc și produce surprize în lanț. Suntem pentru prima dată pe Skype cu colegii, celelalte conferințe au fost pe Zoom și sper să reușim să ne înțelegem bine și în continuare. Aș vrea să nu monopolizez dialogul și să las și pe colegii mei să intervină. Suntem aici conectați cercetători din cadrul Institutului de Filologie Română Bogdan Petriceicu HD-ul. Îi salut și pe colegii mei și invit să vă adreseze întrebări, să intre și ei cu noi în dialog. Nu știu cum se poate face, cum pot interveni. Probabil pornesc microfonul și tac eu și las să vorbească ei. Da, cu mare plăcere. Sergiu? Sergiu Cogut, mă auzi, da?
Da. Dacă ai ceva de spus, cum ți s-a părut comunicarea? Știu că te interesează acest subiect despre textualizare, producerea discursului, a textului. Sergiu Cogut este un bun cunoscător al cercetărilor lui Mihail Bakhtin, a scris o teză despre carnavalesc în literatură, este un foarte bun cititor și hermeneut în cadrul institutului și cred că ar avea și el ceva de comentat. Ar bine să vă cunosc. Și mie îmi pare bine și mă bucur că am avut posibilitatea să ascult așa o comunicare de interesantă și de bine structurată, dar ați utilizat un termen textogen, dacă puteți să-l clarificați, vă rog. Textogen? Nu este termenul meu, pot să-l retrasez, vine din discuția personală a doi colegi și a fost urmă folosit în articolul uneia din colegii care participa la discuție, se raportează la emoții și la faptul că unele emoții generează text mai ușor decât altele. Deci gen este de la a genera și textul de la text. Deci cam asta ar fi textogen. Și care sunt tipurile de emoții generate de text? Păi aici cred că am putea să facem mai multe. Nu sunt depinde și de texte, dar în mare putem să distingem între emoțiile, dacă să luăm textul literar, dar nu sunt un mare specialist al textului literar, avem emoțiile trăite de către personaje și reprezentate în textul literar. Avem emoțiile pe care le simte cititorul citind un text literar. Emoțiile astea pot să fie direct conectate la emoțiile pe care le trăiește personajul, dar pot să fie generate de text în sine. Deci de frumusețea textului, de aventurile și evenimentele pe care le trăiește personajul, aici ar fi vorba și de empatie, cititorul implicându-se în narațiune din exterior, dar identificându-se oarecum cu personajele și poate să preteze atunci personajului emoții despre care nu este vorba în text. În sensul nu explicit, cel puțin. Dar asta e și arta textului literar, să producă tot felul de emoții care nu sunt spuse. Și mai sunt emoțiile pe care cititorul poate să le trăiască independent de textul literar, pentru că nu știu ce s-a întâmplat. Era prea fierbinte cafeaua, ca să fiu foarte prozaică. Sau l-a părăsit câinele, ca să fiu și mai prozaică, sau poate deloc de data asta. Și care pot să interfereze cu emoțiile produse de text. Și am putea să identificăm un alt nivel de emoții, emoțiile pe care poate să le trăiască un cititor atunci când el povestește ce a citit altcuiva. Și care emoții pot să fie diferite de precedentele. Nu cred că am făcut turul tuturor emoțiilor posibile, dar cred că deja pornind de la astea putem să structurăm domeniile de trăire emoțională. Da, mersi foarte mult. Cu plăcere. Mie mi-a plăcut termenul simplexitate. Simplexitate vine de la Alain Berthoz, care este un filozof francez de la Collège de France, care a lucrat mult pe sisteme complexe, nu din punctul de vedere
dar din mate s-a început sistemul complex și toate astea, ci el a propus o modelizare a complexității la nivel socio-uman. Și noțiunea de simplexitate încearcă într-adevăr să coordoneze complexitatea care este foarte dificil de accesat. Sau cel puțin, cred că noi o accesăm la nivel cerebral, la nivel de gândire, dar ținând cont de faptul că vorbirea este lineară și unidimensională, bine, exagerez când spun asta, nu este chiar unidimensională, dar totuși nu are foarte multe dimensiuni, suntem obligați să ordonăm într-o oarecare ordine, într-o oarecare structură, lucrurile pe care le simțim, le înțelegem. Este și întrebarea, raportul între gândirea complexă și vorbirea care este complexă în felul ei, dar nu redă în aceeași măsură complexitatea pe care putem să o avem în gândire. Unii n-ar fi de acord cu ce spun acum, dar anume asta se și discută când vorbim despre simplexitate. Despre faptul că este permanent o tensiune între complexitate pe care o sesizăm și o experimentăm zi de zi și necesitatea de a simplifica chiar și atunci când trebuie să vorbim despre asta. Eu m-am gândit la simplexitate ca la un acces direct spre autenticitate, spre o nouă autenticitate, care era miza textualiștilor în actul textual. Dragi colegi, dacă doriți și dumneavoastră să interveniți, poate domnul profesor Alexandru Burlacu. Mă bucur că s-a conectat și e împreună cu noi. Mă auziți, domn profesor, da? Noile tehnologii... Bine că avem umor. După ce se încheie aceste conferințe, când ne amintesc de toate momentele astea de incertitudine, de confuzie, de rupturi semantice, stilistice, etc., mă amuz copios. Asta e. Doamna Ceslaru, haideți să vorbim un pic despre studenții dumneavoastră, despre cum vă simțiți dumneavoastră la Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Eu nu știam de această universitate. Cum sunt studenții? Aveți și basarabei, aveți și studenți de limbă română? Da, chiar azi dimineață și-a susținut teza de master o basarabeancă. Tot prin noile tehnologii, ținând cont de context. Da, avem și studenți, avem studenți de peste tot, este o universitate destul de internațională. Acum fiecare universitate își are profilul său socio-antropologic, în dependență de domeniul de activitate și de ambasare. Universitatea Sorbonne Nouvelle este o universitate relativ mică, de litere, genitele, putea să zicem, și științe umane, dar aspectul științe umane este foarte reprezentat, care a ieșit din vechea Sorbonă ca multe alte universități parisiene, s-au observat în 68-70 desfacerea universității Sorbona în mai multe universități pentru a putea primi studenți care deveneau tot mai mulți. Și acum asistăm la reunirea universităților în spațiul parizian și nu doar. Deci studenții care vin la Sorbona Nouă
Sunt studenți cam de la 18 la 80 de ani, pentru că avem și studenți care reiau studiile, nu sunt foarte mulți, dar avem și studenți la online, deci avem un program de studii online și acolo e vorba de o populație foarte interesantă, pentru că sunt de obicei medici, ingineri, dansatori, care vor să facă altceva. Nu neapărat să-și schimbe jobul, dar să facă altceva. Să vadă altceva. Și fac litere, pentru că eu intervin în departamentul de litere. Sunt foarte interesanți. Pentru că sunt maturi. Sunt și mai vârstnici decât ceilalți, dar și pot să-și permită să fie mai puțin studenți. Dacă ceilalți sunt studenți, în sensul că vin să învețe și mai puțin să discute, chiar dacă se discută destul de mult totuși în Universitatea franceză, studenții care sunt ingineri, medici și așa mai departe, discută foarte mult. Pentru că au o altă experiență de viață. Și cam asta este activitatea mea cu studenții. Între cei pe care îi ducem de mânuță, să-i creștem printr-un parcurs de studii de la licența 1 până la master, iar uneori până la teză, și cei care ne duc pe noi într-un fel de mânuță prin felul lor de a vedea lucrurile, pentru că vin din alte domenii. Iar studenții basarabeni de obicei sunt foarte buni, și studenții români și de multe ori studenții care vin din țările estice. Nu știu dacă îi filtrați înainte de a-i trimite. Dar de obicei sunt foarte buni, sunt foarte serioși. Și și e viața de student. Dar colaborați cu universități din spațiul românesc, cu catedre. Dacă universitatea noastră este axată pe științe socio-umane, da? Aveți o catedră de limbi romanice și clasice. Ce statut are limba română? Vedeți, o serie de întrebări una peste alta. Da, în funcție de... Suntem de la statutul limbii române. Nu, poate de la limbile romanice. Franța nu are departamente de limbi romanice. Este foarte departe de tradiția Germaniei, unde sunt probabil cele mai puternice departamente de limbi romanice și de grupuri de limbi, de fapt. Asta e tradiția nemțească. În Franța sunt departamente de limbi și culturi. Limbă și cultură engleză, limbă și cultură spaniolă, limbă și cultură germană, limbă și cultură italiană, unde au și cursuri de română. Da. Cred că în fiecare an sau la fiecare 2 ani, Centrul Cultural Român afectează un lector de română la departamentul de italiană. Oricum suntem lume. Și aici pot eu să intervin dacă e vorba de limbi și culturi germane sau italiene, păi se axează cercetarea și prin interculturalitate. Uneori da. De fapt, profesorii din departamentele astea au parcursuri foarte diferite. Literatură, lingvistică, civilizație, istorie, economie. Ca să poată să acopere marile domenii de limbă, cultură și civilizație. De ce sunt structurate în felul ăsta? Pentru că obiectivul lor la origine era să producă profesori de limbă. Și deci s-a construit istoric universitatea în raport cu aceste necesități
de serviciu. Nu știu dacă am răspuns la toată întrebarea, că nu mai amintesc de... Întrebam ceva de colaborările universității cu catedrele din spațiul românesc. Mi-a fost plăcere să colaborăm mai mult, poate. Avem contracte Erasmus, avem cu Universitatea din Iași, cu Universitatea din București. Nu știu, avem cu Universitatea Ovidiu din Constanța, pentru că am fost chiar la originea programului de schimb cu această universitate. Am primit studenți din mai multe universități din România, în cadrul programului Erasmus sau în cadrul programului de doctorat. Cred că am primit studenți de la Galați, de la Craiova, de la Cluj, de la Iași, de la Constanța. Asta este dimensiunea semi-instituțională. Deci avem programele Erasmus care sunt foarte instituționalizate și avem posibilitatea uneori de a primi, cu atât mai mult dacă studentul nu are nevoie de finanțare din partea universității, de a primi studenți practic de oriunde. Dacă sunt posibilități de a dezvolta anumite colaborări, cred că ar fi o idee foarte bună. Doar că, dar discutăm astea pe mail sau cumva, că sunt câteva detalii instituționale interesante. Așa este. Doamna Ceslaru, dacă mai aveți 2-3 minute, mă interesa și un astfel de aspect în ceea ce privește cercetarea din cadrul universității. Spuneți-mi, vă rog, cam, poate e o întrebare prea ambițioasă și hazardată, dar îmi asum îndrăzneala de a vă adresa. Cam ce teme aleg studenții dumneavoastră? Din filologia clasică, stau pe lângă clasici sau sunt așa mai cu extravaganțe în ceea ce privește alegerea temelor de licență, de masterat? Aveți și doctorat? Este și acest program de universitar? Este și programul de doctorat. Studenții își aleg subiectele în funcție de identitatea profesorului. Și eu, după cum am mai zis, sunt mai prozaică în obiectele mele. Am studenți care pot să lucreze și pe text literar. Chiar acum o săptămână a susținut teza de master o studentă care a lucrat pe romanul distopic și a încercat să demonstreze, folosind unelte lingvistice, de analiză de discurs și de semantică, cum se operează deplasarea semantică a conceptului de libertate și cum este folosit limbajul pentru a opera astfel de deplasări. Am mai avut studenți care au pe text literar, dar de cele mai dese ori studenții mei au subiecte, cum zici, mai nu știu, care a fost cuvântul pe care... Extravagante, îndrăznețe, insolite. Mai insolite. O bașala mea, care a susținut teza de master azi dimineață, a lucrat pe discursul diplomatic. Ea încearcă să caracterizeze discursul diplomatic. E adevărat că sunt foarte puține lucrări lingvistice despre discursul diplomatic și a încercat să producă un model de maniere a discursului diplomatic la adresa diplomaților sau viitorilor diplomați. Să vedem ce iese, că vrea să facă și o teză. Am o studentă în teză care este de origine coreeană și care studiază politețea în coreeană și în franceză cu ideea de a
redefini într-o oarecare măsură noțiunea de act de limbaj indirect, ținând cont de faptul că în limba coreeană sunt foarte multe nuanțe indirecte. Sunt ele și în franceză, dar în coreeană s-ar părea să fie mult mai multe. Spre exemplu, când a venit, folosea expresii de genul ați mâncat azi? Și, de fapt, e o expresie care este total desemantizată și care are doar o valoare pragmatică. Este pragmaticalizată. Pragmatizată, nu știu cum se zice în română. Care are sensul de ce mai faci sau cum e viața. De fapt, echivalentul în franceză cred că ar fi ça va. Bună, ce faci? Da. Fac bine. Da, dar eram tentată să o întreb, dar ce treabă ai cu mine? Sau să-i zic, da, ți-am mâncat. Asta înseamnă diversitate. E o mare diversitate pentru că mă activez în trei domenii sau subdomenii, semantică, analiza textului și analiza de discurs. La nivel de analiză de discurs rămâne foarte deschis, cu foarte multe interfațe. Ne-ți tot lansat provocări, doamna Ceslar. Așadar, nu scăpați de noi. O să vă tot căutăm, să colaborăm, să discutăm, să comunicăm. Foarte multe lucruri interesante și utile pentru noi ne-ați comunicat astăzi și vă suntem foarte recunoscători pentru bunul de a discuta cu noi, de a ne provoca atât de frumos și de a instaura aici un circuit de idei. Dragi colegi, dacă dumneavoastră nu mai aveți întrebări, nu văd niciun semn, și înțeleg că nu aveți întrebări. Vom avea prilejul să citim textul comunicării în revista noastră și să poposim așa mai cu atenție asupra acestuia. Repet, a fost o bucurie și o plăcere și o onoare pentru noi să o avem astăzi drept invitată pe doamna Georgeta Ceslaru. Eu mulțumesc, mi-a făcut o deosebită plăcere. Și sper să mai avem ocazia să mai discutăm. Cu mare drag și vă mulțumesc pentru răbdare. A fost așa un început dificil cu întreruperi, cu probleme de conexiune. Am tot trăit astea în ultimele trei luni, cred că ne-am obișnuit. Învățăm mai greu acest alfabet al tehnologiei. Poate sper să nu fim nevoiți prea des să-l folosim. Da, vă mulțumim, iată mulțumiri vin și de partea colegilor, un discurs într-adevăr foarte interesant. Mulțumim, doamna Ceslaru, și mizez pe o bună colaborare și pe un dialog în continuare cu dumneavoastră. Vă mulțumesc, dragi colegi. Vă reamintesc că următoarea conferință o vom avea cu doamna Cristina Robu de la Universitatea din Indiana. Vă îmbrățișez virtual pe toți și să ne revedem cu bine, sănătoși. O zi frumoasă! La revedere! O zi frumoasă! La revedere! O zi frumoasă!